Este un mare har să putem fi din nou împreună în această dimineață. Prin aceste mijloace de transmisie, câțiva frați, surori, suntem aici împreună ca să avem părtășie unii cu alții, să ne bucurăm și să slăvim pe Domnul. Așa cum ne-am propus cu ajutorul lui Dumnezeu, am vrea și dorim să continuăm asupra învățăturii cu privire la lucrarea Duhului Sfânt în ce privește mântuirea sufletelor noastre. Poate să zică cineva, da, dar suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, foarte adevărat lucrul acesta, rezumând temelia și baza credinței noastre, dar ținând cont de faptul că lucrarea de mântuire este pusă la cale de Dumnezeu Tatăl, înfăptuită de Domnul Iisus Hristos la cruce și continuată, dacă vreți, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în ființele noastre. Spuneam și aminteam adevărul acesta că frații noștri din mișcarea frățească și nu numai ei, creștinii evanghelici și oamenii care și-au pus inima să adâncească cercetarea Scripturii, să vadă ce descoperă Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea aceasta atât de amplă a Duhului Sfânt, au putut înțelege că sunt cel puțin 7 lucruri cu privire la lucrarea Duhului Sfânt în ce privește mântuirea noastră. Am vorbit prima dată despre prima lucrare, lucrarea de convingere pe care Duhul Sfânt o face în viețile oamenilor, nu numai ale noastre. Dumnezeu convinge lumea că este vinovată cu privire la păcat, neprihănire și judecată. Și dacă vă amintiți lucrul acesta, spuneam că în ce privește păcatul, Domnul Iisus spune clar, fiindcă ei nu cred în mine, singurul păcat care va rămâne neiertat în veșnicie este acesta, păcatul de a-L respinge pe Domnul Iisus Hristos și de a nu crede în lucrarea sa de la cruce. În ce privește neprihănirea, am înțeles cu ajutorul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturii că singurul mijloc prin care putem să fim justificați, îndreptățiți, socotiți, neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Datorită lucrării sale de la cruce, omul care îl primește pe Domnul Iisus Hristos este născut din nou. În felul acesta el se poate apropia de Dumnezeu și poate avea comuniune cu Dumnezeu. În ce privește judecata, doar rezumându-mă la aspectul acesta atât de real și de adevărat a faptului că oamenii cu bună știință aleg să-și continue viața respingând pe Domnul Iisus Hristos și rămânând în alianță cu dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru. Să fii aliat cu diavolul înseamnă să alegi cu bună știință să rămâi sub judecata lui Dumnezeu, pentru că diavolul va fi judecat, cei care rămân de partea lui vor fi judecați și aceste adevăruri în ce privește lucrarea de convingere a Duhului Sfânt, care o face cu privire la toți oamenii, este foarte adevărată. Fără a fi convinși de adevărul Scripturii și de lucrarea Domnului Iisus Hristos, noi nu am fi putut fi mântuiți. Spuneam că este o lucrare preliminară, lucrarea de convingere, în funcție de cum omul se lasă convins și lucrat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt își va continua lucrarea. Pentru noi cei credincioși care am fost convinși că suntem păcătoși pierduți și ne-am încredințat viața în mâinile Domnului Iisus Hristos, au loc în mod instantaneu, decisiv, definitiv, cele 5 lucrări despre care vorbim acum și anume botezul cu Duhul Sfânt, am vorbit ultima dată în locul acesta. Astăzi vom vorbi despre prezența Duhului Sfânt sau locuirea sa în inima noastră. După aceea vom vorbi despre nașterea din nou,
pecetluirea cu Duhul Sfânt și ungerea cu Duhul Sfânt, cinci lucrări care au loc deodată, în mod instantaneu, decisiv și definitiv pentru ființele noastre, dar le vom trata pe rând, da? Și cu ajutorul lui Dumnezeu, mă rog ca Domnul să lumineze și să deschidă mintea și inima noastră să înțelegem adevărul Scripturii. Iar ultima dintre ele, plinătatea Duhului Sfânt, o să vorbim mai la final. Ea se referă sau începe, dacă vreți, odată cu nașterea din nou și continuă pe tot parcursul vieții noastre până vom pleca la Domnul. De aceea, îndemnul Scripturii este ca noi să trăim o viață plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acum mă întorc la ceea ce spuneam, am vorbit ceva despre convingere ca să ne aducem aminte, câteva cuvinte doar ca să ne aducem aminte ce înseamnă sau ce a însemnat sau cum am înțeles noi botezul cu Duhul Sfânt. Câteva adevăruri în rezumat cu privire la această primă lucrare care se face în viața celui credincios, și anume botezul cu Duhul Sfânt. Adevărul că Domnul Iisus este botezătorul, El îi botează pe oameni, El îi pune pe oameni în comuniune cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta este prima față a monedei, dacă vreți, iar cealaltă, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12:13, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie robi, fie slobozi, fie greci, fie iudei, toți am fost adăpați din același Duh ca să alcătuim un singur trup. Revine lucrarea de așezare a noastră în trupul Domnului Iisus Hristos, dată Duhului Sfânt. Lucrarea botezului putem să o vedem în aceste două aspecte. Domnul Iisus, botezătorul, cel care ne pune în comuniune cu Duhul Dumnezeu, Duhul Sfânt, cel care ne așează în trupul Domnului Iisus Hristos. O lucrare așa de frumoasă pe care nu o putem explica foarte mult atât când este descoperită în cuvânt, revelată în cuvântul lui Dumnezeu, dar slavă lui Dumnezeu că o trăim și o simțim în viețile noastre, faptul că aparține Domnului Iisus Hristos. Legat de prezența Duhului Sfânt, despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta, e foarte important, dragii mei, este foarte important să înțelegem adevărul acesta, cum Dumnezeu Duhul Sfânt locuiește într-o ființă păcătoasă, într-un om care a păcătuit, într-un om care poartă trupul acesta muritor, de o natură păcătoasă, despre care Domnul Iisus spune foarte clar, carnea și sângele nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar ne întrebăm ce este acum sau cum vom înțelege adevărul acesta că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu alege ca sanctuar inima noastră să locuiască în templul ființei noastre, adică în trupul acesta, în cortul acesta care învelește, dacă vreți, sufletul și Duhul nostru. Ioan 14:16 spune Domnul Iisus, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Și versetul 23, partea a doua versetului spune, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Dragii mei, promisiunea Domnului Iisus Hristos a fost că ne-a trimis Duhul Sfânt și s-a ținut de promisiune. A făcut-o în ziua de cincizecime, în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt a venit să-și înceapă activitatea și să vină și să locuiască în ființele noastre. Spune că lumea nu-L poate cunoaște, nici nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Lumea care zace în cel rău și care îl respinge pe Domnul Iisus Hristos și care trăiește după Domnul Puterii de Văzduhului,
condusă de Satan, el nu poate să primească Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și nici nu are cum să-L cunoască. Dar voi, spune Domnul Iisus Hristos, se referă la ucenici atunci, se referă la noi cei credincioși, dar voi îl cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. Dragii mei, adevărul acesta suprem al cuvintele lui Domnul Iisus Hristos rămâne pentru noi experiența de viață. Ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, convinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, i-am dat inima, am fost născuți din nou, am fost botezați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos cu Duhul Sfânt, am fost încorporați în trupul lui Hristos și acum, iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, 19 cu 20 și 20. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți, nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel credincioșilor din Corint, credincioșilor de peste veacuri și nouă celor de astăzi. Nu știți? Cu alte cuvinte, ar trebui să știți adevărul acesta. Trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Dragii mei, stăm și ne gândim cum trupul nostru, trupul acesta care păcătuiește, ochii noștri care privesc cu patimă uneori spre lucrurile murdare, gura noastră, mădularele trupului nostru sunt unelte sau au fost unelte ale nelegiuirii. Picioarele omului îl conduce pe drumul spre păcat. Inima omului urzește gândurile rele, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, fiind prima pe listă a ceea ce este în lăuntru ființei noastre. Cum poate Dumnezeu, Duhul Sfânt, să locuiască în ființa noastră? Dragii mei, haideți să vedem adevărul acesta. În momentul convertirii, în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, în momentul în care L-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, în momentul acesta s-a întâmplat ceva. Duhul nostru și Duhul lui Dumnezeu au intrat în comuniune. A început să se lege din nou firul acesta. Și omul, odată cu nașterea din nou, în ziua convertirii, primește natura dumnezeiască, natura duhovnicească. Și omul, din momentul convertirii, poartă cu sine și natura adamică, trupul acesta, care învelește, așa cum spuneam, adăpostește sufletul și Duhul nostru, dar și Duhul nostru care a prins din nou viață. Duh care a fost mort, Duhul nostru, odată cu căderea omului în păcat. Ne naștem în lumea aceasta și această componentă a ființei noastre, Duhul nostru, nu are acea legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Doar în momentul nașterii, din nou în momentul convertirii, se leagă din nou firul. Și avem și purtăm cu noi cele două naturi, natura adamică, dar și natura duhovnicească, pentru că altfel, dragii mei, Duhul Sfânt n-ar putea locui în ființa noastră. Și Pavel spune, nu știți adevărul acesta? Că voi sunteți templu Duhului Sfânt care locuiește în voi? Leagă Apostolul Pavel afirmația sa de faptul că inima omului credincios devine sanctuarul. Așa cum la cortul întâlnirii exista locul acela preasfânt în care era chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, elementele mărturiei acolo așezate. Dragii mei,
Poate ne întrebăm unde se găsește inima omului. Unde se află inima omului credincios, locul de reședință al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, care locuiește în sanctuarul ființei noastre, își are un loc de reședință. Când vorbesc reședință, folosesc termenul acesta ca să înțelegem, pentru că doar pentru o vreme Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu va locui în templul acesta, în cortul acesta care adăpostește și în care este așezată inima omului, așa cum o descrie Scriptura, inima omului curățită, sfințită, locuită de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și apare întrebarea aceasta, unde se găsește inima omului? Noi cunoaștem inima de carne, nu? Care este localizată în partea stângă aici undeva, da? Cercetătorii Bibliei, oamenii credincioși de-a lungul veacului, n-au putut să definească unde se află inima omului credincios în care locuiește Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dar înțelegem foarte clar că în centrul ființei noastre, locul unde este Duhul nostru, acolo unde s-a produs această legătură duhovnicească, spune Scriptura că noi suntem părtași firii dumnezeiești datorită Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu care locuiește în noi. Și Duhul nostru, împreună cu sufletul nostru, va alege și va ajunge într-o zi în prezența Lui Dumnezeu. Cortul acesta va rămâne aici. De aceea spuneam că noi trebuie să înțelegem adevărul acesta și să nu rămânem în neștiință, ci să știm că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu locuiește în sanctuarul inimii noastre. Când vorbim de sanctuar, dragii mei, trebuie să înțelegem că este locul sacru și îndeplinește condiția pe care Ioan o pune. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Acolo rămâne singurul loc curat al ființei noastre, locul de reședință în care Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu locuiește noi. Uneori sufletul nostru este atins, da? Rațiunea noastră, mintea noastră, da? Sentimentele noastre sunt atinse de păcat, deciziile noastre greșite sunt atinse, dar la nivelul acesta curat, duhovnicesc, este locul pur pe care Duhul Sfânt îl păstrează în ființa noastră, locul unde Dumnezeu comunică cu noi. Dacă am luat exemplul acestui calculator, da? Procesorul acesta, el nu face nimic altceva decât să proceseze informațiile care sunt comandate de o mică tastatură. Butonezi acolo și dai o comandă și spui ce să facă. Așa am definit cumva inima noastră, locul de reședință, sanctuarul, locul în care Duhul Sfânt comandă ființa noastră mântuită. Dragii mei, sunt lucruri atât de scumpe sufletului nostru pe care aș vrea să le înțelegem. Iar dacă cineva este încurcat sau nu înțelege că odată cu întoarcerea la Dumnezeu, odată cu botezul Duhului Sfânt, încorporarea noastră în trupul Domnului Iisus Hristos, din momentul acela, Duhul Sfânt locuiește în ființa noastră. Să nu ne îndoim de adevărul acesta, pentru că Apostolul Pavel spune, nu știți? Deci cu alte cuvinte ar trebui să știm că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu locuiește în noi. Și voi nu mai sunteți ai voștri. Ați fost cumpărați. Dragii mei, ce preț a folosit Dumnezeu pentru a ne cumpăra sau a ne răscumpăra din acest veac? Prețul sângelui Său, dragii mei. Am fost cumpărați. Am fost scoși de sub stăpânirea satanei, aduși la Dumnezeu, în familia Lui Dumnezeu, cumpărați cu acest mare preț al sângelui Domnului. Ce înțelegem noi prin aceasta? Mai suntem ai noștri să facem ce vrem? Să îndeplinim ceea ce lumea noastră spune, fac ce vreau cu viața mea? Dragii mei, nu mai putem să facem ce vrem cu viața noastră. Am fost cumpărați, aparținem cerului. Dumnezeu are un scop veșnic cu noi și scopul lui Dumnezeu este ca prin cuvântul Duhul Său, prin prezența Domnului Iisus Hristos și prin dragostea lui Dumnezeu să-și continue lucrarea până ne va muta în veșnicie. O lucrare care nu încetează.
chiar dacă noi sabotăm într-un fel sau altul desfășurarea lucrării Duhului Sfânt care și-a așezat locul de reședință în sanctuarul inimii noastre, Dumnezeu ne tot avertizează că nu facem bine. Și uneori avem alunecări, uneori avem momente de descurajare, îndoială, decepții sau eu știu, alte lucruri care umbresc cumva desfășurarea lucrării Duhului Sfânt în viețile noastre. Ce spune Pavel? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Și trupul acesta, dragii mei, pentru că ce se întâmplă? Chiar dacă avem natura adamică în noi, totuși recunoaștem adevărul acesta că odată cu întoarcerea lui Dumnezeu se schimbă modul de viață. Gura nu mai vorbește acele lucruri. Mintea nu mai procesează gândurile demonice ale celui rău. Ochii sunt cumva, poartă cu ei frâna aceasta de a nu privi oriunde. Inima care cugetă și comandă mintea. Nu mai putem să facem ce vrem. Chiar trupul acesta, ce spune? Proslăviți dar pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, manifestarea vieții voastre să aducă slavă și glorie lui Dumnezeu. Din momentul în care v-ați întors la Dumnezeu, ați fost cumpărați, aparțineți lui Dumnezeu. Dumnezeul triunic vine să locuiască în comuniune spirituală cu credinciosul. Am citit partea a doua a versetului 23 din capitolul 14 din Ioan. Noi vom veni și vom locui împreună cu El. Poate veți înțelege, dar poate ne încurcăm cumva. Păi acum ne vorbești despre faptul că Duhul Sfânt și așează locuința în sanctuarul inimii și iată că acum amintești faptul că Dumnezeul triunic locuiește în noi, împreună cu noi. Vă dau doar trei argumente, simple de tot, pe care să le verificăm oricând în viața noastră. Ce spune Scriptura? Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima noastră. Din momentul ce ne-am întors la Dumnezeu, avem dragoste pentru oameni, putem să iubim chiar și pe vrăjmași, nu? Cu atât mai mult pe cei credincioși din familia lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu locuiește în inima noastră. Și ce spune Scriptura? Dumnezeu este dragoste. Doar un simplu element de verificare. Dragostea lui Dumnezeu. Cuvântul, dragii mei. Întruparea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu în mintea și inima noastră, nu? L-avem permanent. Doar să vă dau un exemplu plastic, simplu, de verificat. Cuvântul lui Hristos locuiește din belșug în noi și slava lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi și să fim recunoscători. Locuiește Domnul Iisus în noi prin cuvântul Său? Este o realitate lucrul acesta? Cu siguranță, dragii mei. Iar Duhul Sfânt, Cel care comandă viața noastră, Cel care ne călăuzește, Cel care ne înștiințează, Cel care ne ajută în slăbiciunile noastre, atunci când nu știm când să ne rugăm, da? Haideți să mai citim Roman, capitolul 8, versetul 9 și 15 și 16. Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Versetul 15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Dragii mei, câteva adevăruri din versetele acestea pe care vreau să și doresc ca Domnul să ne ajute să rămână adânc întipărite în ființa noastră. În primul rând, adevărul că noi nu mai suntem pământești, ci duhovnicești, purtăm natura duhovnicească în noi. Adevărul acesta, Duhului Dumnezeu, dacă Duhului Dumnezeu locuiește în adevăr în noi, în voi, dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Observați lucrul acesta? Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Este o condiție foarte clară, dragii mei. Și poate mă veți întreba, dar cum putem să verificăm lucrul acesta? Cum putem să înțelegem lucrul acesta? Haideți să vedem mai departe.
Deci, noi nu mai suntem pământești pentru că scopul nostru este veșnic, este să ajungem în cer la Dumnezeu, nu aici pe pământul acesta care va fi judecat împreună cu vrăjmașul. Faptul că suntem duhovnicești și faptul că avem Duhul lui Hristos și suntem ai Lui, ne explică foarte clar versetul 15 și 16. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Dragii mei, păcatul ce face? Sau mai precis, robia păcatelor noastre, ce ne face? Sau ce ne aduce? Frică, dragii mei. Frică. Orice om de pe pământul acesta care încalcă legea lui Dumnezeu, care practică păcatul și stă sub robia păcatului, nu face nimic altceva decât pas cu pas să se îndepărteze de Dumnezeu și să se ascundă de fața lui Dumnezeu, trăind sub această teroare a fricii. Și Apostolul Pavel spune, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum spuneam la început, atunci la botez, ce a făcut? Ne-a luat și ne-a așezat în trupul Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât atât, Duhul acesta de înfiere ne-a adoptat în familia lui Dumnezeu. Și putem spune că purtăm numele de copii al lui Dumnezeu, dar poate cineva să ridice o obiecție și să spună, păi dar noi ca oameni, prin creație, nu suntem noi coroana creației lui Dumnezeu? Nu suntem creați după chipul lui Dumnezeu? Așa ar fi trebuit să fim. Dar realitatea istorică ne arată cu totul altceva. Odată cu căderea în păcat, omul poartă consecințele blestemului lui Dumnezeu și ajunge până unde? Până acolo unde spune Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 8, versetul 44. Domnul Iisus rostește niște cuvinte cutremurătoare celor care făceau parte din poporul Israel, poporul lui Dumnezeu. Iată ce spune Domnul Iisus. Voi aveți de tată pe diavolul, pentru că vreți să împliniți poftele lui. Și vorbește despre minciună și explică că diavolul este tatăl minciunii. Și când vorbește din ale lui, vorbește pentru că el este tatăl minciunii. Și Domnul Iisus le spune iudeilor, care nu și-au pus inima să creadă și să accepte pe Mesia care era în mijlocul lor, pe trimisul lui Dumnezeu, spune, voi aveți de tată pe diavol. Dragii mei, unde se află omul înainte de a se întoarce la Dumnezeu? Sub stăpânirea diavolului, avându-l de tată pe diavolul și din această lume care are ca tată pe diavolul, ce se întâmplă acum când am fost înfiați? Un duh de înfiere care ne-a adoptat în familia lui Dumnezeu. Dragii mei, putem să verificăm lucrurile acestea și întărește cu versetul 16, care este barometrul, dacă vreți, dreptarul, dacă vreți, sau dacă vrem să verificatorul pentru orice timp și moment al vieții noastre. Ce face Duhul Sfânt? Căci însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, cu alte cuvinte, certifică adevărul acesta că suntem copii ai lui Dumnezeu. Poate te va întreba cineva, dragă frate și soră, de unde știi tu că ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Vei avea curajul acesta. Duhul Sfânt va certifica adevărul acesta în tine și va spune, păi l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și am ieșit de sub stăpânirea satanei și am intrat în familia lui Dumnezeu și por numele de copii al lui Dumnezeu. Așa spune Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ai crezut, frate? Slavă Domnului! Ai crezut, soră? Slavă Domnului! L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos și ce ai devenit? Un copil al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt certifică adevărul acesta. Dacă nu o face, poate fi un semn de întrebare, dragii mei. Știți că păcatul săvârșit de noi, copiii lui Dumnezeu, de ce spun lucrul acesta? Pentru că și noi păcătuim, dragii mei. Și noi, ca oameni credincioși, datorită nevegherii,
datorită faptului că uneori ne lăsăm supuși poftelor, da? Sau ignorăm prezența Duhului Sfânt în viața noastră și facem lucruri neîngăduite, se întâmplă uneori să cădem, da? Să alunecăm, să păcătuim și atunci când pătrunde păcatul, ce se întâmplă? Apare nesiguranța. Apare nesiguranța, pentru că te simți vinovat și atunci când te simți vinovat, diavolul speculează aspectul acesta și pune la îndoială lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu și atunci fiind într-o situație de nesiguranță pe momentul acela până îți mărturisești păcatul, atunci poate apare un moment de confuzie și vine vrăjmașul, păi mai ești tu copil al lui Dumnezeu, păi nu vezi ce ai făcut? Părâșul fraților noștri nu face nimic altceva decât să ne condamne înaintea lui Dumnezeu. Și atunci avem de făcut un singur lucru. Refacem părtășia cu Domnul, mărturisim păcatul, legăm din nou părtășia și Duhul Sfânt ce va face? Va certifica adevărul acesta. Îți va spune din nou, păi tu nu știi că ești copilul lui Dumnezeu? Bucură-te de lucrul acesta, proslăvește pe Dumnezeu pentru faptul că Duhul Sfânt și-a așezat locuința în sanctuarul inimii tale. Înțelegem aceste adevăruri. Slavă lui Dumnezeu! Dacă cumva diavolul pune la îndoială adevărul acesta atât de frumos și atât de real al faptului că Duhul Sfânt locuiește în ființa noastră, să spunem vrăjmașului, minți satanul, am argumente, iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Afirmația Apostolului Pavel este categorică, orice copil al lui Dumnezeu care are Duhul Sfânt, care să locuiască în cel credincios în momentul în care este născut din nou. Unul dintre gânditorii profunzi ai creștinilor după Evanghelie din România, probabil că ați auzit de dânsul, Nicolae Tonoiu, scrie: un Dumnezeu nemărginit poate să se dea pe sine însuși în întregime fiecăruia dintre copiii lui. Nu se împarte pe sine pentru ca fiecare să poată avea o parte, ci se dă fiecăruia atât de deplin ca și cum n-ar mai fi alții. Un Dumnezeu întreg, Dumnezeu Duhul Sfânt, și în mine, și în tine, și în toți cei credincioși în același timp. Nu o bucățică, nu o parte, nu o frântură, nu o fărâmă. Înțelegem adevărul acesta? Un Dumnezeu nemărginit să locuiască într-o ființă mărginită. Credința în Domnul Iisus Hristos nu este o concepție abstractă, o dogmă religioasă, ci este o experiență spirituală concretă care a fost anunțată de Domnul Iisus înainte de crucificare. Ia să ne uităm în Ioan 14 cu versetul 20. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. În ziua aceea. Care este ziua aceea? Sau care a fost pentru ucenici? Momentul în care Duhul Sfânt a venit să locuiască în inima lor. Care a fost momentul pentru tine și pentru mine? Momentul întâlnirii noastre cu Domnul Iisus, momentul convertirii, dragii mei. În ziua aceea veți cunoaște. Slavă lui Dumnezeu că am cunoscut dragostea lui Dumnezeu Tatăl, lucrarea scumpă a Domnului Iisus Hristos de la cruce și prezența Duhului Sfânt în inima și în viața noastră. E greu de înțeles? Nu e greu. Slavă lui Dumnezeu. Avem cuvântul care ne prezintă cu atâta acuratețe adevărul acesta că din ziua cincizecimii și până când Domnul Iisus Hristos se va întoarce în această dispensație de timp, Dumnezeu a ales să locuiască în sanctuarul inimii noastre prin Duhul Său cel Sfânt. Slavă lui Dumnezeu! Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Se împlinește adevărul spuselor Domnului Iisus Hristos. Astfel, venirea Duhului Sfânt pentru a locui în credincios este parte a lucrării de mântuire pe care o face Domnul Iisus Hristos și ea are loc la naștere din nou. Pentru că vreau să întăresc adevărul acesta, noi vom veni și vom locui împreună cu El. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt implicați în această lucrare măreață de salvare și mântuire a sufletelor noastre. Astăzi studiem, da, lucrarea Duhului Sfânt în ce privește mântuirea noastră.
botezați cu Duhul Sfânt, convinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în viețile noastre, prezența Duhului Sfânt, care este de o mare importanță, dragii mei. Fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-am putea trăi nicio clipă în calitatea de copii al lui Dumnezeu în această lume murdară. N-am reușit. Duhul Sfânt este o persoană, este Dumnezeu, dar este și puterea de viață pentru noi cei credincioși. Două fețe ale monedei, da? Dumnezeu locuind în ființa noastră, dar și puterea lui Dumnezeu așezată în ființa noastră. De ce? Ca să-L proslăvim pe Dumnezeu prin trăirea noastră. Prezența Duhului Sfânt în inima credinciosului este o consecință a botezului cu Duhul Sfânt. Și vreau să explic puțin lucrul acesta. Căci numai după pedepsirea păcatului, prin unirea credinciosului cu Hristos în moartea și învierea Mântuitorului, se face curățirea de păcate, astfel încât Dumnezeul Preasfânt să poată locui în credincios. Dragii mei, haideți să înțelegem adevărul acesta. Prezența Duhului Sfânt în inima noastră, o consecință a botezului cu Duhul Sfânt. Da? Ne-am întors la Dumnezeu, am fost așezați în trupul lui Hristos, am fost uniți cu Domnul Iisus Hristos în moarte și în înviere. Când vorbim despre moarte, da? Pedeapsa, dragii mei, pedeapsa pentru păcatele noastre a purtat-o Domnul Iisus Hristos. Prin această unire a noastră cu El, da? Uniți în moarte, da? Pentru vina noastră n-am suferit noi, a suferit El. Pentru învierea noastră spirituală, spune, dacă am murit împreună cu Hristos, să trăim împreună cu El. O viață trăită în părtășia noastră cu Domnul Iisus Hristos, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și motivați de dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, unirea aceasta în moarte și în înviere este consecința faptului că am fost așezați în trupul lui Hristos de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am fost botezați, dragii mei, cu Duhul Sfânt. N-ar putea, deci n-ar putea locui Duhul lui Dumnezeu dacă nu s-ar fi întâmplat iertarea de păcate prin unirea noastră cu Mântuitorul. Este o consecință a botezului cu Duhul Sfânt. Relația dintre prezența Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt nu este una temporală, ci una logică, deoarece ambele au loc în același moment la convertire. Nu trebuie să le confundăm, da? Lucrarea Duhului Sfânt la botezul cu Duhul Sfânt e clară, da? Domnul Iisus Botezătorul ne-a pus în comuniune cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ce-a făcut? Cea de-a doua parte a monedei. Ne-a așezat în trupul lui Hristos. Această cooperare așa de frumoasă, sub călăuzirea lui Dumnezeu petrecută în ființa noastră. Haideți să mai vedem și adevărul acesta. Venirea Duhului Sfânt să locuiască în credincios este numită în Scriptură și darul lui Dumnezeu sau darul Duhului. Oriunde veți găsi în Noul Testament expresia aceasta, darul lui Dumnezeu sau darul Duhului Sfânt, se referă strict la locuirea Duhului Sfânt în inima noastră. Ce spune Domnul Iisus Hristos femeii samaritene? Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Două lucruri, darul lui Dumnezeu și cel ce îi vorbea, Domnul Iisus Hristos. Ce le spune Apostolul Pavel iudeilor la prima sa predică? Faptele Apostolilor 2 cu versetul 38. Când au întrebat fraților, ce să facem? Petru le-a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Înțelegem aici adevărul acesta, dragii mei. Este necesară pocăința. Fără pocăință, nimeni nu poate primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și mai ales să locuiască într-o ființă nenăscută din nou.
fără pocăință. Prin pocăință omul se pocăiește față de Dumnezeu, pasul numărul 2, crede în jertfa Domnului Iisus Hristos, primește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În același timp, în ziua convertirii. Dar ca să înțelegem adevărul acesta, că nu se poate fără pocăință. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, 45, dacă ne uităm acolo, Apostolul Pavel predică în casa lui Corneliu și iată ce se întâmplă. Pe 44 și 45, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt a fost vărsat și peste neamuri. Dragii mei, primirea Duhului Sfânt, locuirea Duhului Sfânt în ființa noastră este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu a oferit lumii noastre multe daruri. L-a dat pe Domnul Iisus Hristos, da, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oferă celor credincioși darul Duhului Sfânt și întrebarea se pune, dragii mei, ce facem noi cu darul Duhului Sfânt? Cum ne comportăm? Cum ne trăim viața în lumea aceasta? Nu e așa că de multe ori suntem așa de inconștienți în trăirea și umblarea noastră? Aș da un exemplu. Ce se întâmplă când doi credincioși se ceartă? Sunt ei conștienți în momentul acela când sanctuarul inimii lor locuiește Dumnezeu Duhul Sfânt? Nu sunt conștienți. Uită de adevărul acesta. Este foarte adevărat că Duhul Sfânt se întristează în fața unui astfel de comportament și Pavel scrie Efesenilor să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să nu faceți lucrul acesta. Și, Doamne, ne pare atât de rău și gemem în lăuntrul nostru că de atâtea ori întristăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin comportamentul nostru. O, de ni s-ar deschide ochii să înțelegem adevărul acesta atât de esențial. Dumnezeu care locuiește în sanctuarul inimii noastre, n-ar trebui să-L întristăm. Capitolul 11 cu 17. Am vrut să citesc mai multe referințe ca să înțelegem adevărul acesta că prezența Duhului Sfânt sau locuirea Lui în inima noastră a celor credincioși este numit în Scriptură darul Duhului Sfânt sau darul lui Dumnezeu. Fapte 11 cu 17. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru? Le-a dat același dar ca și nouă în ziua de Rusalii. Dragii mei, darul lui Dumnezeu vine prin suveranitatea lui Dumnezeu, nu vine în viața noastră prin meritele noastre, prin cucernicia noastră, prin ceea ce facem noi, nici de cum. Faptul că am fost convinși de Duhul Sfânt, că suntem păcătoși pierduși, că avem nevoie de Domnul Iisus și am dat inima Domnului Iisus Hristos, am ales să alergăm la cea mai sigură sursă care aduce mântuire ființei noastre, am primit darul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era dat prin suveranitatea lui Dumnezeu anumitor oameni, dar în același timp putea fi și luat, nu locuia permanent. Știți că de-a lungul istoriei omului Duhul Sfânt a lucrat întotdeauna? A lucrat în Vechiul Testament? A lucrat în vremea Domnului Iisus Hristos? Da? A lucrat și lucrează în vremea noastră și va mai lucra. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fiind Dumnezeu, lucrează cu omul. Dar trebuie să vedem diferența.
Haideți să vedem un exemplu. Psalmul 51 cu versetul 13. Rugăciunea lui David în urma păcatului său. Știți cum se ruga David Domnului Dumnezeu? Doamne! Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine! Un om care trăise bucuria aceasta a unei vieți călăuzite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru el a însemnat o mare tragedie și a strigat la Dumnezeu și a spus, Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine! Aș pune o întrebare, dragii mei. Putem să ne comportăm ca și David și să facem astfel de rugăciuni într-o vreme ca aceasta, când Duhul Sfânt a ales ca în permanență să locuiască în sanctuarul inimii noastre? Nu-și mai are rost o astfel de rugăciune. Am stat de vorbă cu un frate, s-a întors la Dumnezeu de curând, de câțiva ani, și tot timpul la fiecare rugăciune se ruga expresia acestor cuvinte ale lui David și am spus, frate scump, nu știi că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a ales să locuiască permanent în inima dumitale? Mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. O astfel de rugăciune nu-și mai are locul. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Nu va da Dumnezeu Duhul Sfânt celor ce îl cer? Câtă vreme a fost în vigoare, dragii mei, rugăciunea pentru a primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Câtă vreme a fost în vigoare? Până când a venit? După venirea Duhului Sfânt, nu-și mai are loc o astfel de rugăciune. V-aș da un exemplu. Haideți să ne imaginăm cumva Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii. Haideți să ne gândim că unul dintre ucenici, din grupul ucenicilor, s-ar pleca pe genunchi într-un moment dat și ar spunea, Doamne, Doamne Dumnezeule Avraam, Isaac și Iacob, Doamne, trimite în mijlocul nostru pe Mesia. Și poate ceilalți ucenici l-ar fi ridicat de acolo și zis, măi, dar tu nu crezi că Domnul care este cu noi este Mesia? De ce v-am dat exemplul acesta? Imaginar, bineînțeles. Ce rost își are o rugăciune în care să strigi ca Duhul Sfânt să vină în viața ta, să vină în inima ta, să strigi și să strigi ore întregi și rugăciuni întregi nesfârșite, posturi și rugăciuni, pentru ce? Pentru un adevăr care există, dragii mei. Ce ar trebui să facem? Să mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc o ființă nevrednică ca mine. M-ai mântuit, m-ai salvat prin jertfa Domnului Iisus Hristos și ai așezat Duhul Tău cel Sfânt să locuiască în inima mea. O, Doamne! Aceste adevăruri ar trebui să cuprindă ființa noastră într-o vreme de mare întuneric acesta, când lumea este confuză și nu știe ce să creadă. Iată ce spune Ion Jurea, unul care mulți ani a fost redactor la revista Calea Credinței. Mi-amintesc că eram copil și îl vedeam în biroul de redacție al revistei, un om al lui Dumnezeu, iată ce scrie într-un articol din 1959. Începând din ziua cincizecimii, cererile pentru a primi Duhul Sfânt nu-și mai au locul. Asemenea, cereri își aveau rostul înainte de cincizecime, înainte de a se pogorî Duhul, dar după aceea nu mai au sens. O asemenea cerere este ca și cum, așa cum am dat exemplul acela, un ucenic s-ar fi rugat lui Dumnezeu să vină Mesia. Noi nu ne rugăm pentru Duhul Sfânt, ci prin Duhul Sfânt. În loc de a ne ruga pentru pogorârea Duhului Sfânt, cum din neștiință fac unii, noi mulțumim pentru darul Duhului Său, care ne călăuzește în tot adevărul, ne ajută în slăbiciunile noastre. Creștinul este chemat deci să mulțumească lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt și să asculte de îndemnurile Lui, nu să-L ceară ca și cum nu-L ar avea. O, Doamne, dă-ne harul! Dacă nu ți-am mulțumit îndeajuns sau dacă am uitat să facem lucrul acesta, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a așezat în ființa noastră, să proslăvim pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru și sufletul nostru care sunt ale lui Dumnezeu. O, Doamne, îți mulțumim pentru aceste cuvinte care ni le-ai dat în Scriptură, pentru că Tu ai dorit ca noi să avem mintea clară, să înțelegem adevărul Scripturii și să nu ne
cuprindă îndoiala sau confuzia. Un alt aspect al prezenței Duhului Sfânt în credincios este reliefat în paralela pe care o face, mă întorc din nou la Nicolae Tonoiu, între locuirea Duhului Sfânt, între locuirea Duhului Sfânt în Hristos, când era pe pământ, și locuirea Duhului Sfânt în credincios. Haideți să vedem cum explică omul acesta lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus umbla pe pământ, trupul lui era templul Duhului Sfânt. Ce le spune iudeilor? Stricați templul acesta, Ioan 2:19. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi face la loc. Și ei se miră și spune, păi dacă s-a lucrat 49 de ani la templu de la Ierusalim, cum tu, dacă noi îl stricăm, cum tu îl faci la loc în trei zile? Dar spune Ioan, ei nu știau că le vorbea despre templul trupului său, trupul Domnului Iisus Hristos, spre deosebire de al nostru, cât a fost pe pământul acesta, era plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deși Duhul Sfânt nu fusese dat nouă oamenilor, dar din ziua de cincizecime, dragii mei, Duhul Sfânt a ales să locuiască în inima celor credincioși. Slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta! Acum, trupul nostru este învrednicit a fi templul Duhului Sfânt. Deci trupul nostru aparține Domnului și este pentru El, nu pentru noi și nu pentru voia noastră. Dacă am reflecta asupra acestui fapt, n-am mai avea de-a face cu poftele firii. Și dacă ne gândim la încăpățânare, dacă ne gândim la egoism, dacă ne gândim la mânie, și dacă vreți, uitați-vă în Galateni 5:19, lista aceea lungă de lucruri care caracterizează viața omului în care Duhul Sfânt nu locuiește. Dragii mei, dar se întâmplă ca unele din acele lucruri de pe lista aceea să ne atingă și pe noi. Și aceasta din neveghere, datorită faptului că uităm adevărul acesta, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în noi, pentru că ne înștiințează. Nu se poate să faci un păcat fără ca Duhul Sfânt să tragă semnalul de alarmă și să spună, nu este bine. Nu se poate ca să privești într-un loc nepermis și ca Duhul Sfânt să nu te înștiințeze. Și toate aceste lucruri Duhul Sfânt le face. Dar noi ne înțepenim grumazul de uneori și facem lucruri neîngăduite. Dragii mei, mă apropii de încheiere. Locuirea Duhului Sfânt în cel credincios aduce cu ea nu numai puterea de a trăi o viață sfântă, dar și responsabilitatea creștinului pentru aceasta, ca templu sfânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă suntem cuprinși de adevărul acesta, că Duhul Sfânt locuiește în sanctuarul inimii noastre, cât de mare ar trebui să fie responsabilitatea noastră? Spune Pavel să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în noi, suntem ai Domnului Iisus Hristos, am fost cumpărați cu un preț, cât de mare ar trebui să fie responsabilitatea trăirii noastre puțină vreme care ne-a mai rămas pe pământul acesta. O, Doamne, mărește noi responsabilitatea acestui adevăr, căci inima noastră ai făcut-o templul Duhului Tău cel Sfânt care locuiește în noi. Lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei, convingerea că suntem păcătoși pierduși, că avem nevoie de Domnul Iisus Hristos, convingerea că doar prin neprihănirea oferită de Dumnezeu putem să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu, să putem să venim înaintea tronului de har și să-i spunem, Tată, scăpați de judecata lui Dumnezeu, botezați de Domnul Iisus Hristos, așezați de Duhul Sfânt în trupul Domnului Hristos, prezența Duhului Sfânt locuind în noi pe tot parcursul vieții, darul lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu nu își retrage darurile? Noi oamenii poate mai facem, ați văzut? Pune câte o decorație președintele țării cuiva și dacă pe parcursul timpului descoperă cumva că n-a fost suficient de vrednic, se duce și îi retrage. Îi retrage titlul, decorația, dar Dumnezeu nu face așa ceva.
Dumnezeu când oferă un dar, îl dă pentru totdeauna. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu, să ne închinăm înaintea Lui, să-L proslavim pe El și în trupul și în Duhul nostru. Amin.